Bună ziua, domnilor studenți! Reluăm lecțiile de astronomie din cadrul proiectului și astăzi vom vorbi despre triunghiul sferic de poziție și anume formule de trigonometrie sferică. Cum știți, prima dată am vorbit despre sfera cerească, elementele sferei cerești și am definit poziția unui astru prin două sisteme de coordonate. Sistemul de coordonate orizontale și sistemul de coordonate ecuatoriale. La finalul cursului de sistem de coordonate ecuatoriale, am făcut o reprezentare în care am prins toate coordonatele astrului respectiv. După cum vedeți, vorbim astăzi despre formule de trigonometrie și mă bucur că aveți calculatoare științifice pentru că astăzi vom face și calculele de trigonometrie sferică. Vom vorbi despre două formule. În prima fază vorbim despre determinarea înălțimii calculată HC, folosim formula sinus de HC. În spate, de fapt, regula sau formula trigonometrică a cosinusului unei laturi și determinarea azimutului pe baza formulei celor patru elemente consecutive sau formula cotangentei. Bun. În acest desen avem reprezentat astru și cele două sisteme de coordonate. Imediat vi le arăt ca să ne dăm seama cum astru se află la intersecția a trei cercuri mari și cum realizăm triunghiul sferic. Legat de sistemul de coordonate orizontale, aveam zenitul nadirul, orizontul astronomic, cercul vertical al astrului și aveam definită coordonata azimut pentru a determina poziția cercului vertical și înălțimea pentru a determina poziția paralelului de înălțime. Acesta era sistemul de coordonate orizontal. În cadrul sistemului de coordonate ecuatoriale, axa sistemului, polul nord ceresc, polul sud ceresc, polii sistemului, ecuatorul ceresc ca fiind cercul de bază și aveam definit cercul orar, da? Cel care unea polii și trecea prin astru. Aici, unde avem cele patru săgeți, este astru. Nu l-am mai simbolizat pentru a nu încărca desenul și să înțelegem. Deci, în centru aici este astru. Poziția cercului orar era dată de LHSA, local hour angle, și de unghiul la meridian, ca și coordonate dependente de poziția observatorului, declinația și distanța polară. Vedeți că aici s-a creat un triunghi. Îi spunem triunghiul sferic de poziție. Ia naștere la intersecția a trei cercuri mari, și anume meridianul ceresc al observatorului, cercul orar și cercul vertical al astrului. Acesta este triunghiul sferic de poziție. Latitudinea știți cum am definit-o și colatitudinea fiind complementul latitudinii, adică 90 de grade minus latitudinea. O să vedeți în slide-ul următor că am definit care sunt elementele triunghiului sferic. Adică la un triunghi ce avem? Avem vârfurile, avem laturile și avem unghiurile. Până să dau la slide-ul următor unde sunt trecute, să încercăm să le identificăm împreună. Vârfurile care sunt? Zenitul, polul ceresc, în cazul nostru polul nord ceresc, este polul ceresc ridicat și astru. Unghiurile care sunt? Asta de aici este azimutul sau unghiul la zenit, îi spune. Putem să-i spunem, poate fi unghiul la zenit. Această valoare unghiulară este unghiul la meridian, da? Și unghiul acesta de aici se numește unghiul astru sau unghiul paralactic. Laturile care sunt? Distanța zenitală, distanța polară, respectiv colatitudine. Ce spuneam anterior? Puteți să vă și notați dacă vreți. Elementele triunghiului sferic, spuneam că triunghiul sferic ia naștere la intersecția a trei cercuri mari. Meridianul ceresc al observatorului,
cercul vertical și cercul orar al astrului. Elementele triunghiului sferic sunt vârfurile, laturile, unghiurile. Vârfurile, clar, zenitul, polul ridicat, care poate fi polul nord ceresc sau polul sud ceresc, și astru. Unghiurile, unghiul la zenit, unghiul orar sau unghiul la meridian și unghiul paralactic. Laturile, colatitudinea, distanța zenitală și distanța polară. În slide-ul următor o să vedeți că am extras cu totul triunghiul din reprezentarea grafică ca să se vadă elementele și ulterior să venim cu definițiile celor două formule de trigonometrie sferică pe care le folosim în mod uzual. Deci, am extras triunghiul sferic, repet elementele, zenitul, astru, polul ridicat, în cazul nostru polul nord ceresc, unghiul la zenit, unghiul la meridian și unghiul paralactic sau unghiul la astru, colatitudinea, distanța polară, distanța zenitală. Și vom defini în prima fază formula cosinusului unei laturi. Până să ajungem acolo, vedem de ce avem nevoie de aceste formule de trigonometrie. Pentru că în rezolvarea triunghiului sferic pot fi două situații. Situația în care am coordonatele orizontale și trebuie să determin coordonatele ecuatoriale. Sau invers, da? Sau situația în care am coordonatele din observație și trebuie să determin o coordonată geografică a observatorului. Pentru că problema de bază în astronomie, să zicem la navigator, este poziția mea. De aceea facem astronomie. Să pot să-mi determin poziția mea prin observații la aștri. Există GPS-ul, există alte sisteme, dar astronomia este cea care mă salvează în condițiile în care nu mai îmi funcționează nimic. Este rezerva rezervelor. Sau altfel, cu alte cuvinte, este sistemul acela redundant. Când am nevoie să pot să realizez ceva și am mai multe sisteme. Astronomia este cea care mă ajută. Dacă suntem la militari, ne gândim așa, la bordul navei, pot să am un blackout, să nu mai îmi funcționeze aparatura și atunci să n-am nicio coordonat, să nu funcționeze nimic, cu toate că există un sistem de baterii de rezervă cu care să-mi funcționeze unele echipamente, dar în cazul unui război e posibil să nu mai mă încred în nimic, adică nici în GPS, nici în tot ce se întâmplă pe acolo, că pot să-mi apară ținte false. Și atunci apelăm la aceste noțiuni învățate și care nu depind de nimic electronic. Bun. Ce vreau să vă notați? Această formulă. Este formula cosinusului. Am pus aici triunghiul sferic ca să vedeți, vă rog doar să fiți atenți întâi și să vedeți ce spune. Cosinusul unei laturi este egal cu produsul sinusurilor laturilor celelalte adunat cu produsul cosinusurilor de mulți cu sinusul unghiului dintre ele. Și atunci, pentru că mă interesează înălțimea, cosinusul laturii acesta, cosinus de z mic, egal cu cosinus de colatitudine ori cosinus de distanță polară plus sinus de colatitudine ori sinus de distanță polară ori cosinusul unghiului dintre ele, adică cosinus de t mic. Asta spune în cuvinte formula cosinusului unei laturi. Pe baza acestei formule putem să aplicăm pentru orice latură din triunghiul sferic ca să îi determinăm valoarea. Aplicațiile practice, ce ne interesează pe noi, sunt cele pentru înălțime. Formula aceasta literară s-a transcris în formula matematică
Și nu am nevoie decât să vă notați pe aceasta cu roșu. De ce? Pentru că cosinus de 90 de grade minus alfa este sinus de alfa. Este vorba de trigonometrie care ați făcut-o la clasa 9, cred. Și sinus de 90 de grade minus alfa este cosinus de alfa. Și am, în final, sinus de înălțime egal cu sinus de latitudine ori sinus de declinație plus cosinus de latitudine ori cosinus de declinație ori cosinus de unghi la meridian. Aceasta este formula pe care o vom folosi în aplicații. Nu trebuie să vă speriați, am creat un formular în care nu trebuie să țineți minte nimic, nici inclusiv această formulă, nici regulile. Această formulă se poate rezolva prin două metode. Metoda clasică veche era cea cu logaritmi, dar suntem în altă etapă a vieții noastre, a alta tehnologiei și vom folosi calculatorul științific și ar trebui să obținem cum trebuie. Partea de de logaritmare. Ce aveam noi? Atâta vreau să știți. Logaritm, nu trebuie să notați. Logaritm din A ori B ce este? Logaritm din A plus logaritm din B. Adică ați văzut acolo că avem însumare de funcții trigonometrice. Sinus de o valoare unghiulară ia valori de la cât până la cât? De la minus 1 până la 1. La fel și cosinus. Închipuiți-vă ce dificil ar fi fost pentru dumneavoastră în calcul să operați cu mulțiri cu numere de forma aceea. Și atunci, ca să vină mai simplu, s-a trecut la partea de logaritmare a funcției și de la mulțire s-a ajuns la însumare. Adică aici logaritm din A este egal cu logaritm din sinus de latitudine plus logaritm din sinus de declinație. Din coace, suma celor trei logaritmi. Nu vă notați, este doar pur și simplu informativ, pentru că nu vom aplica această metodă. Există, să zicem, table de logaritmi prin care extrageam valorile logaritmelor funcțiilor trigonometrice sau logaritmi normali. Logaritmii în sine, dacă e să căutați ca și istorie, au fost creați exact pentru partea aceasta. Pentru că era dificil să opereze înmulțiri de funcții trigonometrice. Și atunci s-a ajuns la partea aceasta de adunări. Expre au fost creați logaritmii pentru zona aceasta. În calcule, logaritm sinus de o valoare 0, se obține un număr negativ. Și în table se adăuga artificial suma 10, deci se adăuga un 10 și obțineam 9, și așa mai departe. Adică calculul era destul de laborios pentru un ofițer, pentru un student cu ceva îndemânare, în 20 de minute reușea să-l realizeze. Aici aveam reguli pentru A și pentru B, adică A-ul, vedeți conform slide-ului, că este considerat pozitiv când latitudinea și declinația sunt de același nume, adică amândouă nordice sau amândouă sudice, iar pentru B, regula era că atunci când unghiul la meridian era sub 90 de grade, B-ul să fie pozitiv, peste să fie negativ. Cosinusul ce fel de funcție este? Pare sau impare? Foarte bine. Doar strict informativ, cred că numai din ce vedeți v-ați speriat. Dacă v-aș aduce o tablă din aceasta de logaritm să vedeți că oricum se extrageau prin interpolare, pentru că valorile unghiulare erau diferite în grade, minute și zecimi, deci interpolare pentru fiecare se ajungea, după care extragere, iar tot din table mai laborios. Cu calculatorul științific, totul este mai simplu, în sensul în care calculatorul științific știe de funcțiile acestea trigonometrice, care sunt impare, care sunt pare, cum să le calculeze.
Și avem o singură regulă pe care calculatorul nu știe, nu are cum să o perceapă, cea pentru latitudine și declinație. Adică la A avem aceeași regulă. Latitudinea și declinația vor fi de același nume, formula va fi cu plus. Adică sinus de HC, o să vedeți în aplicație, am pus HC ca în engleză, calculated altitude, îi spune, este produsul dintre sinus de latitudine, sinus de declinație, plus cosinus de latitudine, cosinus de declinație, ori cosinus la unghiul meridian. Când ele sunt de semne contrare, eu trebuie să pun un minus în față. Ori fac minus sinus de latitudine, ori sinus de declinație, plus cos, sau fac invers, cos ori cosinus, ori cosinus, minus sinus, ori sinus. Și calculatorul îmi oferă, pe baza aceștiu să butone, să spunem, valorile respective. În momentul ăsta mă duc pe zona de final ca să vedeți cum arată formularul. O să ne întoarcem pentru că formularul cuprinde cele două calcule, și de înălțime și de azimut. Se vede? Astăzi finalul va fi cel de aplicații. Adică pe baza informației de latitudine, da? Și am trecut emisfera nord sau sud, declinație nord sau sud și unghiul meridian, am realizat acest formular ca să fie simplu. Sinus de HC, aceasta este pusă valoare, la asta trebuie să ajungem, și am regula, doar citesc. If latitude and declination same names, adică nord sau sud, da? Am formula clară. Dacă sunt de semne contrare, am pus, trebuie să am grijă să folosesc minusul din față. Am calculat valoarea, voi ați spus și v-ați dat seama că sinusul ia valori între minus 1 și 1, dacă obțineți valori mai mari, înseamnă că e o problemă. Aici este 0, înseamnă că aveți o problemă, ceva nu ați calculat cum trebuie. HC este sinus la minus 1 din valoare, adică arcsinus. Da? Arcsinus este funcția inversă a funcției sinus. Pe calculator am să vă arăt cum se apelează funcția inversă. În final, înălțimea o obținem în valoare sexagesimală, în grade de minute și zecim de minut. Ce înseamnă zecim de minut? 9 zecim de minut? 54 de secunde. Adică mulțim cu 6, vedem câte secunde avem. Deci, să înțelegeți că totul este simplu, există formular, nu trebuie să ne stresăm. Bun, aici tot ca un exemplu, am arătat cum se calcula înainte înălțimea folosind tablele de logaritm. Un pic mai greu. Adică aici era adăugat 10 artificial, 10 artificial, când ajungeam aici aveam 19, dar de fapt eu adăugasem 20 artificial. Au îl extrageam din logaritmul numerelor naturale. Așa și dincolo, un pic mai dificil, dar lumea a supraviețuit și atunci și putea să calculeze. Bun. Partea a doua a cursului de astăzi este legat de determinarea azimutului. Determinarea azimutului folosind formula cotangentei sau formula celor patru elemente consecutive. Se poate realiza prin calcul sau se poate realiza folosind tabelele Norris. Prin tabelele Norris doar să intru un pic așa să vedeți cum au fost constituite. Scopul meu este să realizăm aceste calcule folosind calculatorul științific pentru că și precizia crește. Pentru această formulă revin la partea inițială, cea de triunghi sferic, că ia naștere la intersecția celor trei cercuri mari. Meridianul ceresc, cercul orar și cercul vertical al astrului. Care sunt elementele? Deci. Și cum avem formula cotangentei? Și zice așa,
cotangenta unghiului de margine de înmulțit cu sinusul unghiului de mijloc egal cu cotangenta laturii de margine de înmulțit cu sinusul laturii de mijloc minus produsul cosinusurilor elementelor de mijloc. Elementele consecutive sunt acestea. Unghiul la zenit, colatitudinea, unghiul la meridian și distanța polară. Notați-vă această formulă pentru că vreau împreună să identificăm cum ar fi formula pe baza scriptică a formulei. Deci cotangenta unghiului de margine de înmulțit cu sinusul unghiului de mijloc este egală cu cotangenta laturii de margine de înmulțit cu sinusul laturii de mijloc minus cosinusul elementelor de mijloc. Când am ajuns la partea de matematică, va dispărea zâmbetul. Noroc cu masca. Bun. V-ați notat? Da. Mă întorc pe desen. Și am zis că elementele consecutive sunt unghiul la zenit, da? Colatitudinea, unghiul la meridian și distanța polară. Da? Unghiul ce fel este? Este element de margine? Da? Deci am unghi, latură, unghi, latură. Unghi de margine, unghi de mijloc. Latură de margine, latură de mijloc. Care sunt elementele de mijloc? Latura și unghiul. Și cum am zis? Cotangenta unghiului de margine. De înmulțit cu sinusul unghiului de mijloc. Cu asta. Egal cu cotangenta laturii de margine. Da? De înmulțit cu sinusul laturii de mijloc minus produsul cosinusurilor elementele de mijloc. Cos de colatitudine și cos de unghi la meridian. Nu vă speriați, nu o să vă pun să le rețineți. De fapt, toată treaba asta am adus-o aici. Cotangent de ZT să înmulți cu sinus de T mic, cotangent de distanță polară ori sinus de colatitudine minus cosinus de colatitudine ori cosinus de T mic. Scriind colatitudinea și distanța polară ca fiind 90 de grade minus latitudinea și 90 de grade minus declinația, în final am ajuns la această formulă pe care vreau să vă notați cotangent de ZT ori sinus e ca atare. Ce am făcut? Am împărțit la sinus de T mic cosinus 1 supra sinus este cosecant. Cosinus supra sinus este cotangent. Aici nu am scris 1 supra sinus, am zis cosecant. Noi în aplicații o să folosim tangent ori cosinus supra sinus minus sinus supra tangent. De ce? Pentru că pe calculator științific noi nu avem decât sinus, cosinus și tangent. Nu avem funcția secant, nu avem funcția cosecant, nu avem funcția cotangent. Deci avem doar 3 funcții trigonometrice. Sinus, cosinus și tangent. Ca fapt așa divers și aici aveam mai multe reguli. Partea aceasta o notam cu M,
Aici puneam un minus și notam cu n. Deci cotangenta era suma dintre m și n. M-ul avea regula de semne. Plus când latitudinea și declinația erau de același nume, minus când latitudinea și declinația erau de semne contrare sau nume contrare. Pentru n, regula de data aceasta era pozitiv dacă unghiul la meridian e mai mare de 90, da? Dincolo aveam când era mai mic de 90 și mai mic ca 0 când unghiul la meridian este mai mic de 90. Foloseam această regulă atunci când foloseam tablele de logaritmi. În plus, la contare aveam regula aceasta. Dacă cotangenta era pozitivă, unghiul la zenit semicircular era contat de la polul ridicat, adică de același nume cu latitudine. Spre est sau spre vest, în funcție de unghiul la meridian, estic sau vestic. Când cotangenta era negativă, trebuia să adăugăm 180 de grade la valoarea unghiului la zenit semicircular, după care să realizăm aceeași contare, adică nord sau sud în funcție de latitudine, e sau vest în funcție de unghiul la meridian. Partea aceasta pare un pic greoaie de înțeles. Când ajungem la partea de formula, o să vedeți că lucrurile stau mult mai simplu. Scrierea și calcularea cu logaritmi, regula de semne și de calcul aceeași. Metoda a doua cu tablele nori. Să avem table predefinite și îți mai spun tablele A, B, C. Adică C-ul va fi suma sau diferența între A și B. Sunt tablele care se găsesc în flotă și se utilizează cu precădere. Cam așa arată o copertă pentru tablele Norris. Acestea sunt elementele constitutive ale tablei Norris. Tabla A, ca și argument de intrare, avem orizontal intrăm cu local hour angle, vertical se intră cu latitudinea. Pe tablă este trecută regula că ca și semn de nume opus cu latitudinea, exceptând atunci când cazul LH este mai mare, este între 90 și 270 de grade. B-ul se intră orizontal tot cu LH, pe verticală cu declinație. Pare dificil, dar în aplicații, nu le facem acum, în cadrul ședinței de astăzi, sunt mai simple. A-ul și B-ul au nume nord sau sud, da? Iar C-ul nu este doar sumă. Pentru C în table avem așa. C-ul este A and B. Și spun așa, A and B, same name, avem sumă. Different names, adică una poate fi nordică, cealaltă sudică, avem difference. Și atunci, după aceea, se extragea C-ul din altă tablă. Nu vreau să vă speriați, nu era nimic deosebit. Revin la formular ca să vedeți că este simplu. Cotangenta și am regulă. Deci sunt atent de la început la latitudine și la longitudine. Dacă latitudinea și declinația sunt de același nume, formula este tangent de declinație ori cosinus de latitudine împărțit la sinus la unghi la meridian minus sinus de latitudine împărțit la tangent de unghi la meridian. În cazul în care erau de nume contrare, foloseam un minus. Adică sunt atent ca să pun pe calculator semnul minus de la început și să calculez. Sau le însumez, dar știu că semnul este minus. Am calculat cotangenta. Pe calculator nu am tasta cotangent, dar știu că cotangenta este 1 pe tangent. Și de aceea pe următoarea linie am tangent ca fiind 1 supra cotangent. Îi pun valoarea. Am z' și l-am pus expre, pentru că era formula, ca fiind arc tangent din valoarea mea. Și obțin în grade, minute și secunde. De fapt, azimutul pe mine mă interesează să fie exprimat în grade și zecimi de minut. Adică inclusiv minutele le împart la 6 și îl scriu în grade și zecimi.
Și atunci mă uit iar după cele două rânduri și sunt atent la regulă. Dacă cotangenta mi-a dat pozitiv, înseamnă că mă duc pe zona superioară, ZS egal cu ZS prim și egal cu valoarea în grade și zecimi de minute. Dacă nu, aș fi adăugat 180 de grade la valoarea negativă și îl scriam aici. În final, contarea o realizam aici. Unghiul asenit semicircular putea să fie nord, poate fi nord sau sud. Valoarea unghiulară, est sau vest. Regula este trecută aici. Nord sau sud, same as latitude. Adică, mă uit, latitudinea mea este nordică, l-am tăiat pe sud. Est sau vest, same as meridian angle. Mă uit la unghiul la meridian. Este estic? Asta înseamnă că îl tai pe vest și am valoarea pentru unghiul azenit semicircular, nord, 81 de grade cu 9, est. Azimutul îl calculez după regula asta, regulile acestea, și pe acestea le-am văzut la sistemul de coordonate orizontale, acolo le-am discutat, eu le-am pus pe formular, nu ar trebui să avem probleme. Pur și simplu identific nord valoarea unghiulară est, atunci azimutul e egal cu valoarea mea unghiulară. Pur și simplu este mai eficient în felul acesta, mai expeditiv. Dorința mea este ca dumneavoastră doar să fiți atenți la formular, pentru că nu ați avea cum să greșiți, pentru că toate regulile sunt expuse. Aveți întrebări? Nu? Haideți să facem exact acest prim calcul. Deci considerăm ca și exercițiu de astăzi să se determine înălțimea calculată HC și azimutul, cunoscând latitudinea 34 de grade, 18 minute, punct 4, adică 18 cu 4, nord. 34 de grade, 18 minute, punct 4, nord. Adică 40 de minut. Declinația este nordică, 27 de grade, 21 de minute, cu 7. Unghiul meridian este estic, 0,56 de grade, 47 de minute, cu 9. Calculatorul ăsta științific poate, poate fi setat să-mi afișeze valoarea cu 5 decimale. Pentru nevoile de calcul ale mele este suficient. El, de fapt, îmi afișează cu 9 decimale. În momentul în care îl setez, și am să vă spun cum poate fi setat, să afișeze cu 5 decimale, el mi le afișează, dar în memoria lui sunt și celelalte. Da? Dacă dăm pe Shift Mode, Shift, ați găsit? Da? Ați găsit pe undeva fix? Da? Ați găsit fix? 6. Apăsați pe tasta 6 și ce vă întreabă? Între 0 și 9 câte? Vă întreabă? 5. Și acum vă afișează cu 5 decimale. Bun. Cum trebuie să calculăm? Simplu. Mă uit. Suntem în cazul întâi, când latitudinea și declinația sunt de același nume. Deci sunt atent la calculator să scriu sinus de ...34 de grade, 34 de grade. Cum este treaba cu gradele? Pe calculator există o tastă care arată așa. Grade, minute, secunde. Deci tastez sinus de 34 și după aceea tasta de grade. Apare 34? Acum, 18.4... 18.4 și apăsați iar tasta grade.
el, calculatorul, cum va afișat? Sinus de 34 grade, 18.4 tot grade. Da? El știe de fapt că acelea sunt minute. Vedeți că tipurile acestea de calculator, dacă au deschis paranteză, cer să o și închideți. Închideți paranteză. Înmulți cu. Mai departe. Sinus de declinație. Vă rog să o introduceți dumneavoastră. Sinus de 27 de grade. 21.7 minute. Închidem paranteza, că am terminat cu declinație. Nu? Plus cosinus de latitudine, 34 de grade, 18.4 minute, înmulți cu cosinus de declinație, 27 de grade, 21.7 minute și în final înmulți cu cosinus de unghiul meridian, 56 de grade, 47.9 minute. Ați închis paranteza? Dați egal. Cât afișează? 0,66076? Da. Ca pe tablă? Da. Minune. Bun. Am terminat cu linia asta. HC este sinus la minus 1. Nu-l închideți, că putem să calculăm prin două metode. Deasupra tastei sinus, scrie cu altă culoare sinus la minus 1? Da. E, aceea este funcția inversă. Ca să o apelez, trebuie să folosesc tasta Shift. Apăsați tasta Shift sinus egal. Și acum apăsați tasta Degrees. Unde aveam gradele? Cât dă? 39. Dă altceva? Nu. Vă dă altceva? 0 grade, 0. O să vin la fiecare și să înțelegi. Bun, puteți să faceți altfel. Închideți calculatorul cu valoarea care o avea. Pur și simplu punem shift sinus, îmi apare sinus la minus 1 și acum introducem valoarea. 0,66076. Închid paranteza, egal. Și acum când apăs pe grade, obțin 41 de grade, 21 de minute, 28,3 secunde. Adică punct 4. Punct 5, scuză-mă, că dacă ai 28, 24, 30. Știți treaba cu zecimea sau vreți să o scriu? O scriu? Bun. Ce știm? 0 minute cu 0 înseamnă 0 secunde. 0 minute cu 1 înseamnă 6 secunde. 0 minute cu 2, 12 secunde. 0 minute cu 3, înseamnă 18 secunde. 0 minute cu 8, 48 de secunde. 0 minute cu 9, înseamnă 54 de secunde. 0 minute cu 10, înseamnă 1 minut cu 0 și egal cu 60 de secunde. Noi aici am avut 28 de secunde. Adică 0 cu 4 însemnau 24 de secunde. 0 cu 5, 30 de secunde. Deci noi ne aflam mai aproape de 0 cu 5. Deci, calculul acesta poate fi făcut direct, fără să opriți calculatorul, sau puteți să-l și opriți. Diferențele nu vor fi semnificative. Ați înțeles? Asta cu sinus? Deci, nu putem să spunem că în calculul ăsta
obțineți alte valori. Toți ar trebui să obțineți la fel, pentru că folosim calculatorul științific. Bun, haideți să calculăm și azimut. Ne uităm după regulă. Latitudinea și declinația sunt de același nume. Atunci înseamnă că folosim formula. Și tastez ca atare. Tangent de declinație. Și sunt atent cât este declinația. Tangent de 27 de grade, 21.7 minute. Înmulțit cu cosinus de latitudine. Cosinus de 34 de grade, 18.4 minute. Împărțit la sinus de unghiul meridian. Sinus de 56 de grade, 47.9 minute. Atenție să nu uitați să închideți paranteza. Minus, am terminat partea aceasta, da? Minus sinus de latitudine, minus sinus de 34 de grade, 18.4 minute. Împărțit la tangent de 56 de grade, 47.9 minute. Egal. A dat? Da, 14203. Ați obținut toți la fel? Cine n-a obținut? Este cineva care nu a reușit? Tăcerea poate fi interpretată în două. Ori toți ați obținut și nu e nicio problemă, ori niciunul n-ați înțeles nimic. Așa. Hai să mai și discutăm. Bun, am ajuns aici. Eu vă învăț acum cum să folosiți calculatorul fără să-l opriți. Nu înseamnă că nu pot să opresc și să fac totul. Tangent de ZS este 1 pe cotangent. Pe calculator există o tastă X la minus 1. Ați găsit-o? Dacă apelați funcția X la minus 1, îmi calculează 1 supravaloarea respectivă. 8,9? Bun. Înseamnă că ați obținut asta. Am ajuns aici. Mai departe, ZS-ul este tangent la minus 1 din valoare. Ce trebuie să fac? Să apelez funcția inversă a funcției tangent. Adică shift tangent egal degrees. Cât dă? 54-59. Vedeți că eu și pe tablă am pus 55 de minute. Nici este pusă oricum o informație în plus, pentru că azimutul mă interesează să fie grade și zecimi de grad. L-am pus pentru dumneavoastră. Am obținut pozitiv. Mă uit iar pe formula. Cotangenta a fost pozitivă? Da. Da. Înseamnă că ZS e egal cu ZS primul. Și unghiul la zenit semicircular va avea valoarea de 81 de grade, punct 9. 55 de minute înseamnă 90 de grade. Ulterior la contare am mers pe regulă. Latitudinea este nordică, am tăiat pe sud, unghiul meridian este estic, l-am tăiat pe vest. Regula și ajung în final la azimut. Dificil? Foarte simplu. Aș putea să-i spun monkey business. Trebuie doar să fiți atenți, să tastați cum trebuie formula pe calculator. Hai să mai facem un exercițiu. Asta este tot cu latitudinea nordică și sudică, nu-mi place. Iată. Asta. Am găsit un exercițiu în care latitudinea și declinația
Sunt de semne contrare. Deci un alt exercițiu. Latitudinea 56 de grade, 23 de minute cu 4. Sud. Declinația nordică 20 de grade, 40 de minute cu 2. Unghiul meridian este estic, 106 grade, 33 de minute cu 5. Nu vă mai spun nimic, vreau ca dumneavoastră să vă uitați pe formular, să identificați care sunt regulile și să aplicați ca atare formula. 106 grade, 33 de minute, punct 5. 50 de minut. Nu se vede bine? Din față se vede bine. Vreți să-ți mai dictez coordonatele? Cu puțină experiență, un exercițiu din acesta ar trebui să vă ia maxim 5 minute. Hai să spunem 10, cu toate că e mult. Înălțimea ați reușit să o calculați? Și va da la fel? Da. Bun. Vedeți? Va da negativa? Da. Asta înseamnă că astru este în emisfera invizibilă. Ce spuneam? Dacă am fi la bordul navei și am face observații la un astru și ajungem la calcule, în momentul în care am obținut negativ, înseamnă că avem o problemă. Este doar un exemplu în cazul nostru de față. Trebuie să văd unde am greșit. Asta este partea bună când profesorul stă. Cei care aveți probleme, spuneți-mi și vin și vă ajut. La cotangente de ZTS, în partea primei carte este minus. Ce anume? Aici? Tangentă, aici? Da, este minus. Deci trebuie minus tangent ori cosinus supra sinus, minus sinus supra tangent. V-a dat cotangentul? 0,02975. Da. Da. Bun. E pozitiv. Avem probleme. Ori faceți continuu, ori puteți să ștergeți valoarea și să calculați 1 supra. Nu e problemă. Sau
cum am zis, folosiți taxa x la minus 1. Egal? A dat? 33,615 15. Și acum ne uităm. Am ajuns aici. Ce îmi cere? Tangent la minus 1. Shift tangent. 88 de grade cu 3. 33,615 15. Valorile acestea pot diferi, cel puțin aici. De ce? Dacă eu am șters valoarea de aici și calculez ulterior 1 împărțit la 0,02975, calculatorul îmi returnează acest calcul. Înainte, cu x la minus 1, el avea în minte și celelalte 4 cifre de după 5. Dar nu mă influențează cu nimic în ceea ce înseamnă valoarea finală a azimutului, pentru că asta mă interesează. Valoarea finală a azimutului. A dat? Bun. Mai facem o aplicație. De data asta o să o pun pe tablă ca să nu mai vedeți și aștept de la voi și să-mi veniți să-mi scrieți care sunt rezultatele. V-a dat și că este sud-est? Da. Da? Ați înțeles de ce? Da. Latitudinea este sudică, unghiul la meridian este estic. Eu am făcut cu roșu, da? Formula pe care o aplicăm, sud-est înseamnă cam 180 de grade minus unghiul la zenit semicircular ca să obțin azimut. Ziceți voi niște valori. Latitudinea de care să fie? Nordică sau sudică? Să zicem că pentru noi 43 de grade, 38 de minute cu 7 nord. Declinația de care să fie? Sudică 0,9 grade, 43 de minute cu 2. Unghiul la meridian să fie vestic? Hai să fie și vestic, că până acum a fost estic. Să fie 0,48 de grade, 31 de minute cu 5. Cine calculează primul înălțimea, vine și înscrie formula, înscrie valoarea obținută. Ce, sunteți atenți? Latitudinea și declinația sunt de semne contrare. Deci voi avea minus sinus de latitudine ori sinus de declinație. Plus cos ori cos ori cos. De grade, 50 de minute, punct 7. Bun, așteptăm să vedem și în feedback, poate a mai obținut cineva valoarea asta sau poate nu. La fel la cotangent. Bun, se pare că avem confirmarea
este valoarea care trebuie. Treceți mai departe. Cotangent de zenit semicircular. La fel în față, fiind latitudinea și declinația se semne contrar, a minus. Minus tangent de declinație ori cosinus de latitudine împărțit la sinus de unghi la meridian minus sinus de latitudine împărțit la tangent de unghi la meridian. Sunt curios dacă cotangenta este pozitivă sau negativă. Ce nu înțelegi? Ce nu vezi? Cât ați obținut cotangenta? Mă bucur că e negativă. Minus 0, mai departe. X la minus 1. Așa. Shift tangent egal degrees 52 de grade. Deci Z prim este minus 52 de grade câte minute? 12 minute. Deci cu 2. Atât mă interesează. Ce suntem atenți? Suntem pe linia cealaltă. Cotangenta este negativă. ZS este ZS prim plus 180 de grade. Adică ZS-ul cât va fi? 130. Cum să dea 200? Atenție că ai minus. Aici vreau să spun. 127 cu 8. Da? Deci fii atent să nu sumezi 180 la 52, ci ai 180 minus 52 de grade. Am obținut 127, este nordică, este vestică. Și atunci am 360 de grade minus ZS și egal cu 2. 232 de grade cu 2. Nu? Da. Fost dificil? Nu. O scurtă recapitulare. În cadrul ședinței de astăzi de formule de trigonometrie sferică am vorbit despre formula cosinusului prin care am determinat înălțimea unui astru. Formula avem clară și formula celor patru elemente consecutive sau cotangentei prin intermediul căreia am obținut azimutul unui astru. Acesta este formularul pe care îl folosim de fiecare dată în aplicație. Este simplu, nu trebuie decât să fiți atenți la regulile respective și la modul în care introduceți valorile numerice în calculator. Dacă totul a fost simplu, mă bucur că ați înțeles.